Bun găsit, dragi elevi! Astăzi, despre intenția de comunicare și actul de limbaj. Mai precis, despre oralitatea stilului. Citim. Simțim, gândim, vorbim, tăcem, împărtășim, visăm, reflectăm, evocăm, ascultăm, comparăm, alegem și învățăm. Lectura este și va rămâne modalitatea cea mai eficientă pentru dezvoltarea orizontului cultural. Modalitatea prin care scriitorul ajunge la sufletul cititorului este rodul măiestriei de a armoniza cuvântul cu emoția. Dacă ne simțim atrași imediat de stilul scrierii, sigur nu vom lăsa cartea din mână. Intenția scriitorului este de a ne atrage prin stilul personal. Astfel, vom călători prin lumea închipuită de el. Unul dintre secretele unei cărți apreciate de către cititori este găsirea echilibrului între originalitate, mesaj, viziune personală și intenția de comunicare. De fapt, vorbim despre oralitate, despre vocea unei cărți. Criticii literari spun că oralitatea este calitatea stilului unor opere literare de a părea vorbit. Prin folosirea unor elemente de limbă vorbită care dau expunerii un caracter spontan și viu, atât în dialogurile dintre personaje, cât și în narațiunea propriu-zisă. Oralitatea, cum se știe, se manifestă în scris prin artificii cu efecte bine controlate, a afirmat și Rodica Zafiu. În proza lui Creangă, de exemplu, umorul este dat de starea permanentă de bună dispoziție a autorului, de jovialitatea, verba și plăcerea lui de a povesti pentru a stârni veselia ascultătorilor, am putea să-i numim pe cititori. Confucius, un mare filozof oriental al Antichității, a spus: "Nu poți deschide o carte și să nu vezi ceva." Amintiți-vă în amintirile lui Creangă de exprimarea poznașă, mucalită, într-o șiretenie a frazei la care este imposibil să nu te amuzi. Combinații neașteptate de cuvinte, caracterizări pitorești cu ajutorul formulelor familiale, vorbe de duh, situații și întâmplări insolite, neașteptate, diminutive cu valoare augmentativă. Umor. În basmul lui Harapal, versurile populare sau frazele ritmate ne duc cu gândul câteodată la melodiile poznașe. Poate că acesta e vestitul ochilă, frate cu orbilă, văr primare cu chiorilă, nepote soră lui pândilă. Din sat de la Chitilă, peste drum de nimerilă, ori din târg, de la să-l cauți, megieși cu căutați și de urmă să nu-i mai dați. La plăcinte înainte și la război înapoi, voinic tânăr, cal bătrân, greu se îngăduie la drum. Băi, băi, că mult îți mai văd ochii. Pe semne că ăla e flămânzilă. Flămânzilă din poveste, sacul fără fund. Și ăla, oh, vestitul setilă, fiul secetei. Băi, al dracului om e ăsta. Mare la gafă trebuie să fie în masele lui. Se vede că el e prăpădenia apelor. Născut în zodia raselor.
Râs, tu râs, Harapal, dar unde vă duceți voi? Fără noi nu ați să faceți nicio ispravă, eh? Nici una. Eh, dacă e așa, haideți. Sper că v-ați adus aminte cu plăcere și de acest film. Povestitorul are o atitudine de înțelegere față de păcatele omenești, ba chiar făcând haz de necaz, optimism și vitalitate, crezând într-o atare îndreptare a defectelor umane. Așa cum auziți și mai devreme, râs tu râs, Harapal, dar unde mergi? Fără de mine n-ai să poți face nimic. Această exprimare poznașă, mucalită, într-o șiretenie a frazei, la care este imposibil să nu te amuzi, putem găsi și în literatura universală, bineînțeles. Să ne amintim de năstrușnicul Tom Sawyer. Tom văruia înainte liniștit, de parcă nici n-ar fi văzut vaporul. Ben se zgâie o clipă la el, apoi zise: "Hi-hi, ai pățit-o?" "Ce e, șefule, te-a pus la treabă?" "A, tu erai Ben, nici nu te văzusem." "Știi, eu mă duc la scăldat, sâc." "Ce mai vrea și tu, te cred? Ori te pomenești că-ți place mai bine să dai cu vidineaua." "Sigur, tu te dai în vânt după muncă, mie îmi spui." Tom îl privi o clipă lung, apoi spuse: "Ce, tu zici că asta e muncă?" "Dar ce-i?" Tom se apucă iar de văruit. Mai dete de 2-3 ori cu bitineaua, apoi răspunse nepăsător: "Oi fi, noi fi, eu atâta știu, că-mi place." "Fugi, daci, nu cumva vrei să te cred." Tom văruia înainte de zor. "Cum să nu-mi placă, dar ce zici tu, că în fiecare zi îți pică norocul să văruiești un gard ca ăsta?" "Mă, Tom, lasă-mă să văruiești și un nițel." Tom se opri o clipă, chipzuind adânc în sinea lui. Fu cât paci să încuvințez. Despre caracterizări pitorești cu ajutorul cuvintelor familiale, găsim și exemple relevante, sensibile și în Magica Dumbravă Minunată a lui Mihail Sadov. Păpușoii au și împărăteasă Patrocle, o floare mândră și mare. Bunica zicea că o cheamă Zora Soarelui. Să ne oprim aici, lângă ea. Ce mai faci, mata, Zora Soarelui? Floarea cu coroana aurie se clatină lin spre copilă la adierea vântului. Îmi pare bine că te găsesc înaltă și frumoasă, urmă Lizuca. Noi ne ducem la bunicuța și la bunicul. Foarte bine, aprobă floarea soarelui. Pentru că amintisem mai devreme de situații și întâmplări insolite și de magia din literatura universală, nu putem să nu ajungem și în Țara Minunată a lui Alice. "Prostuță ce ești," își răspunse ea. "Cum ai putea să faci lecții aici?" "Păi abia încap tu, unde se mai încapă și cărțile pentru lecții?" Și tot așa chipzuia, privind situația când dintr-o latură, când din cealaltă și purtând o adevărată conversație cu sine însăși. Câteva minute mai târziu, auzi însă un glas afară și se opri să asculte. "Mariana, Mariana," striga glasul, "adu-mi mănușile în clipa asta." Apoi se auzi tropa-tropa pe scări. Alice știa că iepurele venea să vadă ce face dânsa acolo și începu să tremure de se clătină toată casa, uitând cu desăvârșire că acum ea era de 1000 de ori mai mare decât iepurașul și că era caragios să se teamă de dânsul.
Îndată, iepurele ajunse la ușă și încercă să o deschidă, dar cum ușa se deschidea înspre înăuntrul camerei, de unde Alice o împingea zdravăn cu cotul, degeaba încerca iepurașul să o deschidă. Alice îl auzi spunându-și: ce să fac? O să dau ocol casei și o să intru pe fereastră. Dragi copii, sper că v-am redeschis apetitul de a căuta noi și noi înțelesuri, noi și noi căi spre a vă distra citind. Care e calea? Cititul, bineînțeles. Literatura, atât română cât și cea universală, o să vă învețe să deosebiți binele de rău. Balzac, Stendhal, Dumas, Dostoievski, Dickens, Tolstoi, Goethe, toți deosebesc binele de rău. Binele puteți fi voi. Dați scrisoarea asta mai departe. Deveniți buni, mai buni, cei mai buni și răspândiți-vă precum lăcustele. Este un îndemn dintr-o scrisoare către adolescenți a unuia dintre cei mai iubiți actori și cântăreți ai tinereții noastre.